Alexandra se plimba pendelete până la serviciu, respirând aerul spumos de mai, plin de parfumul castanilor înfloriți și admirând frunzișul tânăr și luxuriant. Era perioada ei preferată din an. Perioada în care, împreună cu natura revigorantă, sufletul prinde viață și îi se părea că exact acum, viața începe din nou. Ea a ieșit cu mult timp înainte pentru a transforma drumul de rutină spre serviciu într-o plimbare plăcută, cu atât mai mult că de acum plimbările îi sunt prescrise necondiționat și categoric. Alexandra a zâmbit involuntar, încă era teamă să creadă că așteptarea sa și a lui Anatol, de șapte ani, devenise acum o perspectivă reală a unui copil. Să ghicească era ceva ce era teamă să facă. După atâția ani de examene și neliniști, de rugăciuni și ocazional de disperare, vestea sarcinii, încă îi se părea ceva ireal, de basm, capabil să scape în orice moment se pare că și Anatol a trăit ceva asemănător, pentru că deseori își privea soția cu îngrijorare, îi urmărea regimul zilnic și o cicălea dacă trebuia să stea până târziu la serviciu. Iar în ultima vreme chiar îi cerea să își reducă la minimum operațiunile. Alexandra, desigur, își iubea foarte mult soțul și înțelegea că supraîncărcarea ei nu-i folosește la nimic, dar a promis că va reduce doar serviciul de noapte. Dragule, cum îți imaginezi asta? Iată că se aduce un om cu ambulanța, de multe ori are în joc chiar propria viață, iar eu zic că nu pot să mă supra-solicit. Eu sunt chirurg. Asta e meseria mea, atunci ar trebui să renunț la profesie. Păi, nu te lăcomi măcar la cele planificate. Ochii lui Anatol priveau neliniștiți și rugători. Bine, jur să repartizez cele planificate fără să iau cu asalt, a zâmbit ea, mutotolind părul închis la culoare al soțului ei. F dacă ar ști Anatol că nu cazurile chirurgicale dificile o istovesc cel mai mult pe ea, însă pe domnul Iurie, noul șef, nu se poate plânge în niciun fel. Anatol în general, prin natura sa este fierbinte, iar acum încă și încordat. El ar putea chiar să organizeze o luptă în departament. Poate că va reuși totuși să egaleze relațiile, dacă va înțelege ce anume irită atât de tare pe superiorii ei? Ea are o rată mare de operații reușite, Relațiile cu colegii sunt normale, chiar și pacienții se plâng rar de ceea ce poate fi capricios. Oare ce anume nu îi plăcea atât de mult? Ritmul clar al secției de chirurgie a deplasat îndoielile care o chinuie. Vizitele pe la pacienți, foile de programări, conversațiile cu rudele, o mulțime de oameni care așteptau să completeze istoricul medical, toate acestea nu lăsau loc pentru o preocupare excesivă pentru problemele personale. În plus, existau întotdeauna și cei care doreau să se mai uite în camera rezidențială cu vreo întrebare. Pacienților, Alexandra le era dragă pentru profesionalismul, amabilitatea și capacitatea instantane de a găsi la fiecare cheia lui. Reușea cumva mereu să-i calmeze pe cei temători, să-i încurajeze pe cei disperați și să-i stăpânească pe cei neliniștiți. Doctorița Alexandra era strictă, corectă și își iubea cu abnegație munca. Acest lucru nu putea decât să le provoace oamenilor respect, iar cazurile de conflicte acute erau extrem de rare. De aceea, când o femeie de vârstă mijlocie a dat buzna în camera rezidenților, amenințând-o pe chirurgul Stoian cu voce tare cu toate pedepsele pământești și cerești, Alexandra a fost oarecum luată prin surprindere. Ba chiar nu a înțeles imediat care era problema. Stai aici și completezi hârtii și nu-ți pasă că l-ai trimis pe Marcel al meu pe lumea cealaltă că ți a de ce ești, a spus femeia, aruncându-și cu furie ochii și apropiindu-se din ce în ce mai mult de masă, cu cât ți-ai cumpărat diploma, nerușinat Crezi că totul îți va ieși întotdeauna perfect și că vei trăi toată viața ca brânza nunt? Voi face tot ce-mi stă în putință ca să te bag la răcoare, sau măcar să te scot din locul ăsta călduț, criminalo. A numărat cineva câți ai omorât deja aici înainte de termen? Alexandra rămase fără cuvinte, amețită, uitându-se la vizitatoare. Pacienții de pe masa ei de operație nu muriseră, dar și cu perioada postoperatorie, totul era mai mult sau mai puțin stabil. Cine este această femeie și despre ce raliu vorbește? Stați un pic, nu strigați așa. Nu vă înțeleg deloc, a reușit ea totuși să-și recapete calmul, din câte am înțeles. Sunteți o ruda unuia dintre pacienți. Vă rog să precizați numele și diagnosticul pacientului, ca să pot stabili despre ce este vorba. Oh, nu înțelege ea, vocea femeii furioase a sunat și mai tare, atrăgând din saloanele cu pacienți nerăbdătorii atrași de scandal. Ai atâția oameni care mor încât nici măcar nu-ți mai amintești numele lor. Ușile camerei rezidenților rămaseră deschise, iar fețele curioase se uitau deja înăuntru. E clar că mă confundați cu altcineva, se strădui Alexandra să se stăpânească. În practica mea nu au existat rezultatele tale. Care este numele de familie al pacientului? Vă întreb încă o dată. Ah, nu au existat. Se necă cu indignare vizitatoarea. Iar domnul Marcel Lupu, deci acum 10 zile, de bună voie a plecat pe lumea cealaltă. Da, ei bine, nu era genul de om. Uite ce-ți spun eu, l-ai măcelărit și acum faci pe proasta. Încetați să țipați la mine. A tăiat brusc aerul cu o voce poruncitoare, Alexandra, iar Tanti scandaloasă a trăsărit involuntar. Vă declar destul de oficial că pe pacientul cu acest nume nu l-am operat eu. Când a venit și care au fost plângerile sale. Aceasta s-a întâmplat la ultima dumneavoastră tură, a dat glas alergând la zgomot, asistenta superioară pe nume Olga. Pacientul avea dureri puternice la nivelul pancreasului, care ulterior au evoluat în complicații și necroză, îmi amintesc asta. Imaginea începe în sfârșit să se contureze. Da, am preluat pacientul în camera de urgență, dar a fost operat de chirurgul Șerban, deoarece victima a fost adusă în urma unui accident rutier, iar eu nu aș fi fost în stare, din punct de vedere fizic, să mă strecor în două săli de operație. Așa că, dragă, dacă aveți ceva de reproșat medicului curant, el nu este aici astăzi. A ieșit din tura de noapte. Vă înțeleg durerea. Dar vă rog să vă gândiți că soțul dumneavoastră a avut o boală, care nu întotdeauna are un prognostic favorabil, așa că termenul măcelărit, aici, ca să nu zic altfel, este nepotrivit. Alexandra, cu supărare, îl observă în ușa camerei rezidentului, pe șeful de secție. Doar el lipsea ne această ceartă. Ah, o să-mi citești aici și morală? A strâmbat din ochi femeia, fără milă, în același timp, reducând evident atacul. Ei bine, ai noroc că nu e vorba de tine. Iar cu acest șerban, o să am o altă discuție. Ea se îndreptă groi spre ușă, dar se opri brusc și aruncă Alexandrei o piatră la despărțire. Spui că-mi înțelegi durerea? Tu nu înțelegi nimic. Știi ce fel de om a fost Marcel al meu? Unul de aur? Mă îmbrățișa, mă săruta, mă strângea în brațe. Nu ca soțul tău. Și, în pat, Anatol al tău, nu e prea bun. E slab. Eu știu ce zic. După aceste cuvinte, vizitatoarea ciudată a părăsit camera rezidenților, iar în urma ei, ascunzându-și ochii și șoptindu-se, pacienții și personalul de îngrijire au început să plece. Iar Alexandra a rămas în picioare, încercând să-și dea seama și să digere ceea ce auzise. Ce fel de prostie este asta? Anatol și femeia asta? Pur și simplu nu se poate așa ceva. Nu, nu arată rău deloc și poate chiar e atrăgătoare când nu țipă cu o voce urâtă, dar. Poate că e doar o poveste veche. Nu, mai târziu. Totul mai târziu. Acum trebuia să termin programarea. Pacienții aveau nevoie de tratament, nu de circulă stambulant. Ea se concentră și se adânce în munca ei, simțind în secret cum sămânța de îndoială care tocmai fusese plantată se instala încet în noul pământ, dorind să prindă rădăcini. Drumul spre casă a fost unul greu. Ce-i va spune lui Anatol? Cum avea să-l privească în ochi? El ar fi spus, bineînțeles, că e nebună și ar fi cerut să-și schimbe din nou locul de muncă. Apropo, oare doar din grijă îi cere asta? Poate că, cunoscând caracterul acestei femei, se temea de întâlnirea lor după moartea soțului ei. Prosti, un delir puternic, halucinant. Dar de ce, în ultima vreme, Anatol era atât de destistant și meditativ, după absențele sale în interes de serviciu? Ce prostie! Poate că avea și el probleme de afaceri. Nu, o femeie însărcinată este cu adevărat instabilă din punct de vedere mental. În alte momente, nici măcar nu ar fi băgat în seamă nimic. Alexandra era pe punctul de a se convinge singură, dar, ca din întâmplare, Anatol s-a întors de la serviciu încruntat și tăcut. A refuzat să răspundă la orice întrebare. A mâncat leneș, și-a sărutat soția pe nas și, afundându-se în plapumă, s-a cufundat în vizionarea unui film care îi strângea dinții a adormit pe canapea, strângând în mâini telecomanda televizorului și punându-și sub cap o pernă sub forma unei broaște țestoase mari de pluș. Soția a împins plapuma mai comod, a oprit televizorul și s-a întors în bucătărie, complet derutată. Suspiciunile au venit cu o vigoare reînuită. De ce nu spune Anatol nimic despre motivele proastei sale stări de spirit? Poate că femeia îi relatase despre scena urâtă din secție și acum nu mai știa cum să se comporte. Nu mai rămăsese niciodată noaptea pe canapea și era aproape indiferent la televizor, considerându-le o cutie pentru îndulcirea creierului. Ceva nu e în regulă aici. Dar ce anume oare? Valul de panică, care se domolise, se ridică din nou. Și, neputând să-i facă față, Alexandra a format numărul de telefon al celei mai bune prietene a ei. Angela, prietena ei fidelă și loială, și în același timp și avocată, a ascultat totul cu atenție. Și, fără să o întrerupă, s-a oprit câteva secunde și a făcut un rezumat. Nu te speria, dragă. Nu-ți face bine. Chiar dacă bărbatul te-a înșelat, nu e un dezastru. Li se întâmplă tuturor. E mai rău dacă se înamă. Dar, judecând după cât de încântat este de copil, este puțin probabil. Așa că ia niște valeriană și relaxează-te. Viața mai trimite din când în când furtuni. E normal. Nu pot. A plâns în telefon Alexandra. Când îmi imaginez că ar putea sta în același pat cu acea femeie, mi se face greață. Asta e toxicoza, dragă, Angela nu se distingea prin sentimentalism. Păi, să cer de la o femeie în poziția ta calmitate, e ca și cum i-ai cere unui climat subtropical, să nu fie prea umed. O să facem ceva în privința asta. Un coleg de al meu, care îmi datorează o favoare, s-a hotărât să-și deschidă propria afacere și să-și încerce norocul ca detectiv particular hai să-l testăm pe acest cuplu drăguț. Poți obține adresa soțului ei de la spital, nu-i așa? La sigur că și ea locuiește acolo. Pot, a asigurat, ștergându-și și lacrimile Alexandra. S-a pus la cale un plan de acțiune concret. Asta a încurajat-o. Deci, ne-am înțeles. Vocea Angelei a căpătat intonații liniștitoare. Să mi-l transmiți printr-un mesaj și vom afla totul. Acum du-te la culcare, draga mea. Nu vreau ca toate prostiile astea să-i facă rău micuței creaturi. Noapte bună! Alexandra nu a dormit bine. Dimineața, trezindu-se în zori și văzând că Anatol încă doarme pe canapia, ea, nevrând să aștepte trezirea lui, a lăsat micul dejun pe aragaz și s-a strecurat în liniște afară din apartament, plecând la serviciu cu o oră și jumătate mai devreme decât era necesar. Nici la serviciu nu s-a putut distrage de la gândurile sale. Tot timpul îi se părea că colegii o priveau cu curiozitate sau cu o empatie ascunsă. Pacienții cu o oarecare neîncredere, iar șeful de secție, în genere, o ignora. Acest lucru deja nu îi se părea deloc. Cireașa de pe tort a fost apelul lui Anatol, prin care o informa că contractul asupra căruia plutea amenințarea necesita o călătorie de afaceri urgentă de o săptămână, iar faptul că el a promis că va rezolva lucrurile cât mai repede și a rugat-o să se salveze, făcându-și griji pentru el în absența lui, nu a făcut decât să agraveze situația. Nu-ți face griji pentru mine, încercând să fie calmă și prietenoasă. A răspuns Alexandra, și brusc, pentru ea însă și, a ieșit inexplicabil de unde, această decizie. Ca să te fac să fii absolut liniștit, voi sta cu tata o săptămână. El va avea grijă de mine. Anatol, aflând că soția va pleca la tatăl ei, a aprobat imediat decizia acesteia. Iar Alexandra s-a mirat de modul în care a reușit să se orienteze instantaneu. Înțelegea deja că îi va fi foarte greu să trăiască cot la cot cu Anatol, și cu atât mai mult să rămână singură în apartament. Dar faptul că ea, care nu se pricepea în mod deosebit la jocurile duble, scăpase cu atâta de involtură din asta, era neașteptat pentru ea. Și atunci ce va urmări detectivul începător? Lasă-l să urmărească unde va pleca Anatol, și dacă o va face să afle măcar cu cine va pleca. Boris a fost încântat de vizita neașteptată a fiicei sale și nu a pus întrebări inutile. După ce și-a pierdut soția, a trăit singur. Aștepta cu nerăbdare să aibă nepoți și nu vedea nimic neobișnuit în mutarea temporară a fiicei sale. Aceeași versiune a fost egalată de paloarea bruscă a Alexandrei, de melancolie și de dorința de a sta mai mult timp în pat. Zilele se prelungeau dureros și penibil detectivul Angelei a stabilit că Anatol într-adevăr plecase. A plecat singur și, după toate aparențele, cu treburi. Femeia scandaloasă s-a dovedit a fi soția civilă a defunctului Lupu. Ea locuia acum singură la adresa respectivă. Nu era cunoscută ca având relații cu alți bărbați. Purta numele Nadia și numele de familie urâtu. A lucrat drept casieră la un supermarket. Nu s-a găsit nicio dovadă a relației ei cu Anatol, dragă. Poate că te panichezi degeaba. Întrebă la telefon Angela. Nu admiți ideea că ți-a spus toate astea, doar de dragul de a se distra? Să te înfurie. Mie mi se pare că această Nadia urâtul nu e pe placul lui Anatol al tău. Cred că da, a încuvințat languros Alexandra și a cerut totuși să-i supravegheze până la întoarcerea lui Anatol. A început să se simtă cam rău. La starea de spirit scăzută se adăugau durerea păsătoare în partea inferioară a abdomenului iar la următoarea examinare, doctorul, bătând cu degetele pe masă, i-a sugerat să se interneze în spital pentru păstrare. Eu m-aș reasigura, a recunoscut el sincer, mai ales că în curând va trebui să efectuați examinări suplimentare. Păi iată aici și veți face totul. Alexandra a fost de acord irevocabil, și asta din mai multe motive. Principalul, bineînțeles, a fost teama pentru copil. Dar în subînțeles a existat un gând rău intenționat ca aceasta i-ar permite să nu se întoarcă la Anatol și să obțină informații despre acțiunile sale în condiții de independență de plină într-un apartament col. Soțul înspăimântat s-a grăbit să ajungă la spital direct de la gară. Privindu-i fața îngrijorată, Alexandra s-a rușinat chiar și de suspiciunile sale. Dar cum temerile imaginare au adesea asupra naturii umane forță nu mai mică decât cea reală, să vorbească cu soțul ei pe șiau așa cum nu îndrăznea. Se hotăr să aștepte informații de la protejatul Angelei. Dar, în mod cu totul neașteptat, această întrebare importantă și semnificativă pentru Alexandra a devenit nu doar semnificativă, ci chiar amuzantă. Privind rezultatele examinării, medicul s-a încruntat brusc și a început să-și frece bărbia cu putere. Alexandra s-a înfiorat. Nu mai lânceziți, a cerut ea. Ce s-a întâmplat? Nu pot să vă spun nimic liniștitor, medicul s-a uitat undeva în lateral. Conform rezultatelor examinării, s-a constatat că copilul are o patologie destul de gravă, așa că, de obicei, le sugerăm părinților să se hotărască să întrerupă sarcina. Care sunt șansele de a comite o greșeală? Alexandra nu avea de gând să renunțe atât de ușor. Din păcate, nu mai mult de 1%, a spus medicul. 1%? Alexandra a fost copăleșită de un val feroce și puternic chiar dacă e vorba de o jumătate de procent, tot e o șansă. Știți de cât timp așteptăm acest copil? Și dumneavoastră îmi sugerați să-l omor cu un procent de rezervă? Mai degrabă v-aș omor pe dumneavoastră. Femeia s-a ridicat brusc de pe scaun și a luat-o la fugă pe coridoarele spitalului, fără să vadă drumul, gâfâind din cauza șocului și ștergându-și lacrimile usturătoare de pe față. Anatol, care a sosit seara, și-a găsit soția liniștită, dar cumva mai cocoșată și cenușie. Fără să scoată o vorbă, i-a pus brațul în jurul umerilor, a întors-o cu fața la el și, privindu un ochi, i-a pus o singură întrebare. Ce? Nimic bun. Vocea Alexandrei era liniștită și foșnea ca o frunză uscată de toamnă. Anomalii cromozomiale. Există un risc de 99% ca pruncul să se nască cu anomalii grave. Copilul născut moare la o vârstă fragedă. Am refuzat să fac avort ești liber să iai orice decizie. Anatol își ridică mâinile și se așeză groi pe scaunul aflat pe coridor. Văd că mă consideri a fi o minge săritoare. Cum trăiești cu mine atunci? Drept cine te consider eu? Ea nu și-a înțeles soțul la început. Drept o minge săritoare, care doar sare și sare. Nu contează unde, când sau cu cine, atâta timp cât e confortabil, ușor și distractiv. Asta crezi că sunt eu? Alexandra și-a coborât ochii ea ți-ar fi putut naște un copil sănătos. Oh, deci mi-ai găsit-o deja? Anatol a rânjit cu amărăciune. Vrei să mi-o prezinți? Și atunci Alexandra a izbucnit. Ea a răcnit în glas, înecându-se, bâlbuindu-se și încercând, prin hohote, să-i povestească lui Anatol despre trăirile ei, despre vizita unei femei scandaloase și fioroase, despre detectivul Angelei. Soțul ei a ținut-o ferm de umeri, a ascultat fără să o întrerupă, încercând să prinde esența a ceea ce se întâmpla. În cele din urmă, când Alexandra, după ce vorbise, încălzită și extenuată, a tăcut, fără să scoată o vorbă, el i-a strâns capul la el, i-a mângâiat părul și i-a spus cu o voce înăbușită, faptul că tu cu asta ai mers atât de mult în tăcere. Agonizând și îngrijorându-te, îl pun pe seama particularităților de percepție ale unei femei însărcinate și de acum înainte te rog să nu mai faci așa ceva. Orice problemă trebuie spusă imediat, ca și plivitul buruienilor, de altfel rădăcinile încolțesc adânc și e rău de tot. Iar acum te vei calma și te vei gândi la faptul că ni se pare, este timpul să simțim sensul expresiei. Dumnezeu nu ne dă încercării în funcție de putere. În plus, vreau să-ți amintești mereu că aceste încercării nu sunt ale tale sau ale mele, ci ale noastre împreună, și să ne gândim cum să le depășim și ce decizie să luăm. Tot împreună o vom face. Mă înțelegi bine, dragă. Alexandra și-a ridicat fața umflată de lacrimi spre soțul ei și a dat ascultător din cap. E bine așa. Iar acum, vei mânca fructele și brânza de vaci pe care ți le-am adus, vei asculta muzică bună pentru noaptea asta și vei dormi bine cu gândul limpede că dimineața e mai înțeleaptă decât seara, în orice caz. Cu aceste cuvinte, Anatol și-a strâns soția strâns de el. Încercând să nu o lase să observe cum o grimasă de disperare îi deformează inexorabil chipul. Dimineața s-a dovedit a fi nu cu mult mai înțeleaptă. Pe lângă vizite și consultații cu pacienții, au început convingerile medicilor să se gândească bine la situație și să întrerupă sarcina înainte de a fi prea târziu. Fructele și brânza de vaci nu intrau în gură, iar muzica era enervantă. Toți oamenii, fără nicio excepție, de asemenea, o iritau. Alexandra abia putea percepe ce se întâmpla. Își amintea de o bătrână lupoaică rănită, de la care, contrar tuturor legilor naturii, Haita, dintr-un motiv oarecare, a decis să ia și să roadă ultimul pui de lup întârziat și suferind. Din cauza șocurilor pe care le trăise, nu mai avea nici gânduri, nici sentimente, nici capacitatea de a raționa. Numai instinctul matern. Nu se știe ce gândea și ce simțea Anatol, dar văzând starea ei. Nu a început nicio conversație pe această temă. Nu a convins-o. Nu a încercat să o liniștească. A fost pur și simplu acolo. Au stat mult timp în tăcere, îmbrățișați. Soțul ei nu făcea decât să strângă strâns mâna rece a femei. Ea era recunoscătoare pentru această tăcere. Era singurul lucru care o liniștea cumva. Boris, evident instruit de ginerele său, era și el puțin taciturn. Venea pentru puțin timp, glumea discret, își prezenta bunătățile pe care le adusese și, foarte abil, se prefăcea că nu se întâmplă nimic. Alexandra i-a fost și ea recunoscătoare. Ceea ce împărțea cu Anatol nu putea împărți cu tatăl ei. Amenințarea cu întreruperea sarcinii trecuse, dar medicul nu se grăbea să o externeze pe Alexandra, văzând starea ei morală. Nici Alexandra nu se cerea externată. Pur și simplu nu-și putea imagina cum va comunica cu oamenii, cum va răspunde la întrebări cum va discuta probleme lumești în spital putea să stea ore întregi în curtea acestuia sau să stea întinsă pe pat cu fața la perete prefăcându-se că doarme nu se știe cât ar fi durat toate acestea dacă nu ar fi fost bătrână asistentă Zinaida într-o zi când Anatol plecase deja iar Alexandra rămăsese așezată pe coridorul spitalului trăgându-și picioarele pe sub scaun Zinaida s-a apropiat de ea din senin ștergând cu o cârpă linoleumul deja curat. Permite-mi să curăț locul, dragă. N-am să te deranjez, a spus aceasta cu afecțiune, mânuind mopul în jurul fotoliului și aruncând o privire către Alexandra. Aceasta era mai mult sau mai puțin liniștită de la vizita lui Anatol, iar bătrâna, cu un geamăt prefăcut, s-a apucat de partea de jos a spatelui și s-a așezat lângă ea. Văd că ți-e greu, draga mea, a început ea fără ocolșuri și din cauza faptului că ești singura care încearcă să facă față la toate, este de două ori mai greu. Omul este slab și neputincios, are nevoie de ajutor de sus. Fără el, este un grăunte de nisip, urmărit de vânt. Te-ai așezat pe toate băncile din curte, dar ai trecut pe lângă cea mai importantă. Ai văzut templul lui Dumnezeu de lângă clădirea principală? L-ai văzut. Știi cum se numește. Acesta este dedicat icoanei Maicii Domnului, ajutoarea la naștere. Și este slujită acolo de un om care nu este străin în activitatea sa, părintele Ioan. Reține, dragă, când pare că nu ai unde să te duci, du-te la Dumnezeu. Așa că nu voi. Nu există altă cale. Ai încredere în mine, dragă. Mi-am trăit viața și am văzut o mulțime de lucruri. Și în secția noastră, de asemenea. Fără să aștepte răspunsul Alexandrei, Zinaida s-a ridicat cu ușurință. A luat găleata și mopul și, legănându-se ușor, s-a dus la celălalt capăt al coridorului. A doua zi dimineață, templul a întâmpinat-o pe Alexandra cu o tăcere vlavioasă și cu luminile câtorva lumânări aprinse. În acea zi nu a fost slujbă și un preot nu prea tânăr, dar impunător, citea încet câteva rugăciuni la pupitru. Alexandra a prins o lumânare și a stat în fața chipului Maicii Domnului încercând să se concentreze la rugăciune și să nu-l piardă din vedere pe preot. După aproximativ 10 minute, acesta a închis cartea și a observat-o pe femeia care stătea acolo. După ce a văzut multe lacrimi omenești în timpul slujbei sale, a observat imediat tristețea și durerea nesfârșită de pe chipul ei și și-a fixat privirea, dându-i ocazia să vorbească. Părintele Ioan? Alexandra s-a apropiat cu sfială de el. Da, vi s-a întâmplat ceva. Alexandra a povestit tot ce se întâmplase, de data aceasta relativ calm, stăpânindu-și lacrimile și încercând să fie extrem de succintă, Dumneavoastră și soțul dumneavoastră mergeți la biserică? A întrebat-o cu prudență părintele Ioan, după ce s-a oprit din vorbit. Ca să fiu sinceră, doar ocazional. Era nepotrivit să fie necinstită. De paște, la botez, uneori doar de dragul inimii. În permanență, nu, Deși ne considerăm în general oameni credincioși. Și asta e bine, vocea părintelui Ioan era bălândă și, în același timp, temeinică. Iată ce am să vă spun. În zilele noastre, viața este de așa natură încât o persoană este adusă la Dumnezeu un principal de suferință. În bucurie, rare ori ne amintim de Creator, luăm totul de la sine, dar, cu toate acestea, dragostea lui pentru noi este foarte mare. Dar noi fie nu o observăm, fie ne îndoim de ea. Dar trebuie să ne bazăm pe ea și să-i cerem Domnului măcar un pic din această dragoste în inimile noastre, pentru a putea suporta toată durerea și imperfecțiunea acestei lumii. Atunci El ne o dă. Nu neapărat deodată și niciodată în modul în care ne imaginăm. Dar numai iubirea pentru toate lucrurile și acceptarea voinței lui Dumnezeu ne dă puterea de a trăi și de a ne depăși durerile. Pentru dumneavoastră este o perioadă dificilă acum. Timp de câteva luni. Dumneavoastră și soțul dumneavoastră va trebui să trăiți în totală necunoaștere. Veți primi sau nu procentul norocos de 1%. Și apoi, fie vă bucurați, fie acceptați cu dragoste și umilință ceea ce se va întâmpla. Acum nimeni nu-i cunoaște voia, dar fără ajutorul lui Dumnezeu cu greu veți putea depăși această cale. Vă voi nota numele și mă voi ruga pentru sănătatea și întărirea voastră în suferință. Dar cel mai important lucru depinde de voi. Care anume? Alexandra a înghețat în așteptarea unei mici speranțe. Multe vor depinde de credința voastră și de rugăciunea voastră asiduă, dar fără participarea la sacramentele bisericii, va fi extrem de dificil. V-ați spovedit vreodată? Nu, a recunoscut Alexandra cu sinceritate. Fără spovedanie și pocăință, o persoană nu poate trece la sacramentul principal, împărtășania. Pentru oamenii de vârstă matură, să-și amintească toate greșelile și abaterile este destul de dificil, așa că fac așa cum a făcut părintele meu spiritual. De obicei, el sugerează într-un astfel de caz să cumperi un simplu caiet pentru elevi, să stai în liniște și să încerci să-ți amintești cât mai detaliat toată viața ta, începând cu vârsta de șapte ani. Aceasta este vârsta la care devii responsabil pentru greșelile tale. Să ne amintim tot ceea ce simțim că am greșit. Cine și cât își va aminti? atât de mult și va scrie. Sper că înțelegeți că acesta este secretul spovedaniei și nu-l citește nimeni în afară de preotul care se spovedește. Apoi, persoana începe să devină încet încet un practicant al bisericii. La rugăciunile de dimineață și de seară, participarea la slujbe, împărtășania și o schimbare foarte treptată, aproape imperceptibilă în sine. La prima vedere este doar un ritual, dar este doar la prima vedere. În spatele lui se află o sursă nesecată de iubire și hara lui Dumnezeu. Veniți la el să beți și aduceți-vă soțul. A cui rugăciune ar trebui să o asculte Domnul, dacă nu a unei mame suferinde? Există oare minuni? Întreb Alexandra. De fapt, minunile lui Dumnezeu sunt la tot pasul, dar oamenii rare ori știu să le vadă și să le înțeleagă. Înțeleg la ce minuni tânjește sufletul tău. Dar nu te voi liniști și nici nu te voi dezamăgi pentru simplul motiv că sunt doar un om, iar căile Domnului sunt cunoscute doar de El însuși. Înțeleg. Alexandra își plecă capul, simțind un fel de pace și fermitate de neînțeles, care apare adesea la oamenii care au luat o decizie importantă și dificilă. Sunteți aici în fiecare zi? Practic da, a dat din cap părintele Ioan. Veniți. Seara, Anatol și-a găsit soția schimbată în ea apăruseră din nou concentrarea și intenția ei obișnuită, numai că, de data aceasta, aceste calități erau îndreptate undeva spre interior, denotând o persoană în care exista o anumită fractură interioară. Anatol a privit-o întrebător, fără să se grăbească să spună ceva cu voce tare. Dragule, am fost astăzi la acea biserică albă din fața clădirii principale. Și soțul s-a străduit să facă întrebarea cât mai scurtă. Alexandra a suspinat, Căpătând curaj și încet, bâlbuindu-se și alegându-și cuvintele, a povestit despre conversația de dimineață. Când a terminat povestea, Anatol a rămas tăcut, apoi, dintr-un motiv oarecare, și-a frecat mâinile, de parcă ar fi fost înghețate, și a întrebat cu nonșalanță: Ție de câte foi să-ți cumpăr caiet? 12, 18 sau 24. Dar ție, în ochii Alexandrei, pentru prima dată după mult timp a apărut o ușoară umbră de zâmbet. Mi-e teamă că mie nici 96 nu-mi vor fi de ajuns. Numai că eu dintr-o dată nu-mi voi aminti totul, a recunoscut Anatol cu sinceritate. Alexandra a fost externată din spital a doua zi, iar viața ei a început să prindă încet încet o nouă direcție. În mod surprinzător, ea și Anatol s-au simțit foarte liberi în această direcție. Aparent, o mare durere și un scop clar ajută la tăierea a tot ceea ce este de prisos superflu și secundar. Își vorbeau încă puțin unul la altuia, dar poate că niciodată până atunci nu simțiseră o asemenea apropiere. Alexandra a mers la toate examinările necesare. Medicii au studiat analizele, dar nu au putut spune nimic concret. Iar discuția despre întreruperea sarcinii își pierduse deja relevanța. La locul de muncă, toată lumea se ținea cu bună voință, dar cu respect, cu această cumva nouă Alexandra, concentrată, și ca și cum ar fi trăit pentru o perioadă scurtă de ședere în spital, un număr imens de ani. Nimeni nu știa despre cromozomine favorabili, dar nu se știe din ce motiv. Chiar și șeful secției a lăsat cicălea la lui, ca și cum ar simți ce povară internă insuportabilă poartă acum această femeie. Însă și Alexandra se simțea altfel. A început să privească lumea într-un mod volumetric, puțin detașat și în același timp foarte viu trăia de parcă îi era teamă să nu se răse ferângă, să nu piardă acel nou, profund și de neînțeles, care se întrezărea prin viața de zi cu zi și o făcea să simtă mediul înconjurător luminos și direct, ca în copilărie. Anatol a devenit și el serios. Problemele de serviciu au încetat să mai acționeze atât de clar. Temperamentul înfierbântat a început să se echilibreze, lăsând loc ironiei calme și rigorii. Când a venit vremea să o ducă pe Alexandra la maternitate, a condus el însuși și toată noaptea și jumătate de zi a stat pe scaunul de spital. După amiază, telefonul părintelui Ioan a sunat cu numărul Alexandrei. Alo, dintr-un motiv oarecare, i s-a simțit gâtul cam strâns. Te ascult, Alexandra. Părinte Ioan, am o fică. Ea cântărește 3 kg și 500 de grame. Și din câte se pare, nu e nimic în neregulă cu ea. Cel puțin doctorii nu au găsit nimic suspect. Slavă Domnului! Te felicit, Alexandra! Părintele Ioan și-a dat seama abia acum că își făcea griji de parc ar fi fost și copilul lui. Ați ales deja un nume pentru fetiță? Știți, părinte Ioan, chiar și prin telefon o auzeai pe Alexandra zâmbind. Am dat odată peste o discuție într-unul dintre grupurile de perețelele de socializare, în care se discuta despre care este numele potrivit pentru Dumnezeu. Eu sunt o absolută nepricepută în materie de teologie, părinte Ioan, așa că am numit-o pe fica mea cu numele ăsta, care este singurul pe care îl știu. Numele ei este Liuba. Și încă ceva. Părinte Ioan, credeți că este un miracol? Sau o eroare medicală? Fiecare viață care vine pe lumea asta este un adevărat miracol, a evitat părintele Ioan un răspuns direct. Peste 40 de zile, puteți deja să o aduceți pe fetiță pentru a fi botezată. Dragilor, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Iar dacă v-a plăcut istorioara, atunci vă rog mult să mă susțineți cu un like și să vă scrieți părerile voastre despre miracole. Și mai exact, sunt curioasă să aflu dacă credeți în ele. Toate cele bune vă doresc și ne reauzim în curând. Papa! Pa.